Bună dimineața, stimați telespectatori, sunt Cristiana Prospectu și vă prezint știrile la DSS TV. Comuna Bunoiești de Jos a fost declarată cea mai murdară și poluată localitate din România. Predau legătura colegei mele, Patricia, care se află chiar la fața locului. Păi dacă dăm prima nu faci nimic, ce o să fac? Nas-mă, doamnă! Mami! Ți-am adus o floare! Mulțumesc! Plăcere! Plăcere, rog, anunci asta! Sigur! Unde? Oriunde! Bună ziua! Bună ziua! Ce părere aveți, fiindcă satul dumneavoastră a fost declarat cel mai murdar și poluat din România? Păi ce să zic? Eu de una singură nu o să mă apuc să fac curat. Dacă ar trimite armata sau ceva. Bună ziua, ce părere aveți fiindcă comuna dumneavoastră a fost declarată cea mai murdară comună? Nu se poate. Trebuie să facem ceva, hai să ne apucăm de treabă. Oameni buni, asistăm la schimbarea celui mai murdar și poluat sat din România.